O femeie în vârstă de 41 de ani nu mai poate vedea cu ochiul stâng după ce un parazit s-a dezvoltat în lentilele ei de contact în timp ce făcea duș. Femeia din Marea Britanie s-a dus la doctor și s-ar fi plâns de sensibilitatea la lumină, durerea ale ochiului și vedere încețoșată în ultimele 2 luni. Ea a precizat că obișnuiește să nu-și dea jos lentilele de contact în timp ce înoată sau face duș. Potrivit unui doctor de la un spital din Manchester care a examinat-o, femeia de-abia a putut să-și țină ochii deschiși în timpul controlului medical. Ca urmare, doctorii au făcut teste, iar după analiza acestora s-a descoperit că femeia suferă de keratită amibiană. Deși a primit un tratament pentru a trata infecția, britanica nu și-a mai recăpătat vederea la ochiul stâng. După ceva timp, femeia a făcut un transplant parțial de cornee care a ajutat-o să scape de dureri și să-și recapete vederea. Keratita amibiană este o infecție a corneei cauzată de un parazit și se găsește în apa netratată, în sol și chiar în aer. Simptomele pot include durerea ochiului, sensibilitatea la lumină, vederea încețoșată, ochii roșii și senzație de disconfort. Pentru a se evita contractarea acestui parazit, se recomandă să nu se poarte lentilele de contact în apă, relatează știrile ProTV.ro.